Bună dimineața! Azi o să citim și mâine e primul meu weekend după sesiune și abia aștept să citesc. Iar în plan pentru weekendul ăsta am mai multe cărți pentru că o să fie un weekend destul de liniștit, nu o să am mare chestii de făcut și vreau să citesc tot weekendul. Pur și simplu e singura chestie pe care vreau să o fac și pe care o am în plan. Așadar, azi vreau să citesc Însemnări din subterană de Dostoevski și din care mai am vreo 100 de pagini, cred. Apoi vreau să mai citesc să termin Beautiful World, Where Are You? De Sally Rooney, pe care din nou am început-o, sunt la pagina 55 și are 250. E o carte foarte, foarte light. Scritura e foarte ușurică și nu necesită foarte mult efort când o citești. E povestea unei fete tinere care, de fapt, unei fete care devine adult și n-am ajuns la vreo acțiune neapărat, doar că, nu știu, nu mă dă pe spate, sincer. Dar e ceva ce e foarte ușor de imaginat, adică și cum vorbești cu un prieten despre chestii care îi se întâmplă. Mi se pare că este o mare bârfă cartea asta, adică e nu neapărat într-un mod rău, ci pur și simplu o bârfă între fete, pentru că vorbești foarte mult cu colega de apartament, e exact cum ți imaginezi discuțiile dintr-un apartament. Și mai vreau să mai citesc două cărți scurte pe care le-am în plan de extrem de mult timp. Care sunt astea două? Sunt Pensées étrangles de Cioran, care este o carte cu câteva idei și cred că sunt mini-eseuri ale lui Cioran în franceză. Nici nu știu despre ce e. Pur și simplu știu că mi-am luat-o la Cărturești acum vreo 3 ani pentru că voiam să citesc în franceză ceva și mi s-a părut că aș putea să încep cu asta și n-am citit-o de atunci. Și vreau să termin acum, la fel și La Femme Independent de Simone de Beauvoir, care la fel are 100 de pagini, chiar așa puțin. Dar îmi doresc să o citesc probabil peste două și Determinat Sally Rooney o să întâmple mâine, iar Dostoevski azi și o să continui să mai citesc din Beautiful World, Where Are You? Pentru că altceva n-am timp să fac. Hello, am mai trecut câteva ore de când ne-am auzit ultima oară și sunt la pagina 103, de fapt, 103 din Însemnări din subterană și momentan nu pot să spun neapărat că îmi place atât de mult. Avem un narator al cărui nume nu cunoaștem și el pur și simplu scrie cu intenția de a fi citit, se adresează de multe, multe ori cititorilor și este pe alocuri amuzantă, doar că este un discurs al unui om care refuză progresul științific, mi se pare. Nu sunt sigură că înțeleg complet, dar asta am simțit până acum, pur și simplu nu vrea să accepte ce se întâmplă. Și trăiește singur în Sankt Petersburg, asta scrie și pe spatele cărții. Eu am editura de la Polirom și mi se pare, editura din colecția Top 10, mi se pare foarte, foarte drăguță ediția asta. E și foarte ușor de cărat, doar că o citesc deja de 2 săptămâni jumate, pentru că am început o sesiune și voiam să termin și am realizat că n-am timp să termin nicio altă carte care nu e pentru facultate, așa că am lăsat-o baltă. De asta îmi doresc să termin acum, probabil o să mai avem o oră și ne auzim după. A trecut o oră și un pic și am terminat Însemnări din subterană. Cred că nu pot să zic exact dacă mi-a plăcut foarte mult sau nu. Ideea e că clar mi-a plăcut mai mult prima parte. E împărțită în două părți, mie mi-a plăcut mai mult prima parte. Mi s-a părut mai filozofică și cred că este de fapt mai filozofică.
Pe când în a doua se întâmplă lucruri, de fapt, și surprinzător partea asta nu mi-a plăcut foarte mult. Recomand să citiți. Asta eu am citit în Semnări din Subterană, nu pentru că aș fi fost foarte interesată neapărat de subiectul cărții, cât pentru că voiam să citesc ceva de Dostoevski și am zis că asta e variantă scurtă și e ceva decent cu care să începi. Probabil o să urmeze... Nu știu, clar o să urmeze, vreau să mai citesc ceva de Dostoevski, mă gândesc la frații Karamazov, dar nu știu sigur încă. Oricum, mai am multe alte cărți de citit, așa că acum o să mă apuc să citesc din... Nu știu sigur dacă să citesc Cioran sau... Știu puțin Cioran. Nu știu, ideea e, cred că o să citesc Selerunii și... Momentan sunt la pagina 54 din nou și asta este începutul din vacanța de iarnă. Probabil o să-mi ia puțin timp să citesc, dar va trebui să plec de acasă și nu știu cât de mult timp o să mai am. Dar da, ne auzim cu update la Selerunii. Thank you.